Alimentele care îmbunătățesc vederea. De ce poate fi afectată vederea voastră? Cum poate o persoană să simtă că vederea lor se înrăutățește? Ce substanțe sunt esențiale pentru ochi? Ce alimente conțin concentrații mari de vitamine? Cum să-ți ajuți ochii cu remedii naturale? Urmăriți videoclipul până la final și îți vom spune ce trebuie să incluzi în alimentația ta pentru a-ți menține și chiar îmbunătăți vederea. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Aproximativ 90% din informații persoana le primește datorită ochilor. Ochii ajută la analiză și obținerea informațiilor despre lucrurile din jurul lor. Organul de vedere uman are o structură complexă. Este locul în care razele de lumină sunt refractate, ceea ce oferă o indicație asupra naturii unui obiect, gama sa de culori, distanța sa. Aceste informații ajung la creier prin intermediul nervului optic. Deficiența vizuală duce la o scădere a intensității informațiilor pe care le primește. Persoana începe să se simtă inconfortabil. Ca urmare, psihicul are de suferit. Alimentele ocupă un loc important în sănătatea vizuală. La urma urmei, ceea ce trece prin tractul gastrointestinal determină performanța fiecărui organ. Pentru a întreține analizatorul vizual, este important să consumi anumite alimente despre care vom vorbi puțin mai târziu. De ce poate fi afectată vederea? Problemele de vedere pot afecta un copil, un adult sau un pensionar. La orice vârstă, indiferent de sex, naționalitate, profesie sau ocupație, vederea poate deveni limitată și mai puțin clară. De-a lungul vieții, ochii sunt expuși la efort mare și mulți alți factori dăunători. Obiectivitatea informațiilor despre lumea din jurul nostru poate fi afectată de bolile infecțioase atunci când în ochi se dezvoltă virusii, bacteriile, ciupercile sau paraziții. Modificări legate de vârstă care apar din cauza tulburărilor metabolice prelungite și tensiunea asupra aparatului muscular al ochiului. Situații stresante frecvente, ceea ce duce la fluctuații ale tensiunii arteriale, insuficiență vasculară. Modificări vasculare. Afectarea ochilor și leziuni cerebrale în urma unui traumatism cranian. Deficiența de vitamine și minerale, nutrienți, fluide, ceea ce duce la anomalii în celulele retinei, aparatului muscular al ochiului, fibrele nervoase optive. Consumul frecvent de alcool, fumatul, utilizarea medicamentelor hormonale, ceea ce duce la perturbarea secvenței reacțiilor biochimice. Lipsa de igienă oculară. Utilizarea continuă și excesivă a gadgeturilor. Întreruperi în regimul de somn, nerespectarea recomandărilor privind iluminatul la locul de muncă. Cum își dă seama o persoană că vede mai rău? Deficiența vizuală se manifestă nu doar printr-o abatere a acuității vizuale, dar și prin apariția petelor, apariția blicurilor strălucitoare în fața ochilor, contururi neclare ale obiectelor, vizibilitate redusă pe întuneric, percepție deficitară a culorilor. Împreună cu o claritate redusă a vederii apar și următoarele simptome. Apariția unui al doilea contur, vedere dublă, dureri de cap de intensitate variabilă, amețeli intermitente, disconfort la nivelul globilor oculari, mâncărime și senzație de arsură, senzația unui corp străin. Unele dintre cele mai frecvente tulburări vizuale includ miopie atunci când nu vezi bine obiectele în depărtare, hipermetropie, când totul este încețoșat de aproape, cataractă, dacă cristalinul devine tulbure, astigmatismul, atunci când cristalinul sau cornea este deformată. Intensitatea de apariție și progresie a simptomelor de tulburare a vederii este determinată de microcirculația mediului ocular, metabolismul în fiecare celulă, viteza de transmitere a impulsurilor de-a lungul fibrelor nervoase. Pentru a evita perturbările vizuale în organism, ar trebui să pătrundă anumite substanțe în cantitățile potrivite. Ce substanțe sunt necesare pentru ochi? Vitamina A are efect pozitiv asupra componentelor structurale ale ochiului. Această vitamină reduce riscul de apariție a unei opacifieri a cristalinului, cataractă, optimizează funcția retiniană, asigură o producție suficientă de lichid lacrimal, fără de care globul ocular se usucă rapid și devine iritat.
Luteina, un pigment concentrat în retină, protejează ochiul de razele solare. Rezultă o acțiune vizuală îmbunătățită. Luteina protejează ochiul împotriva radicalilor liberi, care pot provoca boli cronice. Cu cât este mai mare concentrația de luteină în retină, cu atât este mai mic riscul de afectare a retinei. Luteina ajută la prevenirea maculodistrofiei, subțierea retinei din cauza vârstei și utilizarea abuzivă a calculatoarelor. Vitamina E este importantă pentru menținerea elasticității a pereților vaselor de sânge, în special a celor mai mici, care sunt prezente în globul ocular. Ajută la menținerea unei nutriții adecvate a globului ocular și, prin urmare, reduce probabilitatea de modificări distrofice. Zincul optimizează efectul antiinflamator și proprietățile antibacteriene ale substanțelor naturale de protecție a ochilor. Prezența sa ajută la absorpția vitaminei A. Dacă aveți o cantitate mică de vitamina A, vederea începe să se deterioreze. La început încet, apoi problema progresează rapid. Acidul folic menține compoziția sângelui necesar pentru un metabolism bun. Astfel, se asigură că ochiul primește nutrienții și beneficiile necesare, sprijinind funcționarea continuă și încetinind schimbările legate de vârstă. Vitaminele din grupul B contribuie la menținerea clarității vederii, susțin viteza de conducere a impulsurilor nervoase. Ele ajută la evitarea atât a afecțiunilor inflamatorii, cât și a celor distrofice ale ochilor și nervului optic. Cianocobalamina sau B12 conține în molecula sa cobalt, ceea ce îl face deosebit de util pentru funcționarea corectă a întregului organism și în special pentru menținerea unei vederi bune. Acest lucru este posibil datorită prezenței constante în sânge a cantității necesare a elementelor formative, care asigură protecția și hrănirea celulelor, furnizarea de energie. Acidul ascorbic întărește pereții vaselor de sânge, asigură un flux sangvin intens, permițând să se îmbogățească retina și corneea cu oxigen. Resveratrolul, substanța care neutralizează radicalii liberi și îmbunătățește proprietățile antiinflamatorii ale țesuturilor oculare, ajutând la accelerarea procesului de vindecare în cazurile de conjunctivită virală și bacteriană. Zeaxantina îndeplinește funcția de protecție, reduce riscul de a dezvolta boli oculare care sunt cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Care produse conțin substanțe esențiale pentru sănătatea ochilor cu o concentrație ridicată? Alimentația corectă, respectarea unui program de masă și consumul de legume și fructe ajută la menținerea sănătății organismului și au un impact pozitiv asupra vederii. Dar există produse care sunt chiar utile anume pentru ochi. Avocado. Poate că nu le place tuturor. Mulți chiar nu îl cumpără, dar pentru vedere este ca un medicament. Conține o concentrație foarte mare de vitamina A și C și luteină. Poate fi folosit pentru prevenirea problemelor de vedere și pentru îmbunătățirea acesteia. Batat sau cartof dulce. Doar o rădăcină pe zi poate ajuta la reducerea schimbărilor legate de vârstă care încep să apară după vârsta de 45 de ani. Este campion în conținutul de caroten, provitamina A, adică în organism, carotenul se transformă în forma activă de vitamina A, atât de necesară ochilor. Ardeiul roșu bulgăresc. Complexul de vitamine și minerale benefice pentru vedere, în special fructele de culoare galbenă. Consumul său zilnic conduce la îmbunătățirea acuității vizuale și la prevenirea cataractei. Vinetele negre conțin resveratrol, un polifenol antioxidant care reduce procesele inflamatorii și ajută la afecțiunile oculare infecțioase. Varza albă și brocoli susțin vederea bună datorită concentrației ridicate de vitaminele A și C, luteină și zeaxantină. Carnea de curcan, sursă de zinc, ajută la absorpția mai bună a vitaminei A. Peștele oceanic și produsele din mare sunt bogate în acizi grași sănătoși, care previn glaucomul și disfuncțiile structurii retinei. Migdalele au conținut înalt de vitamina E. Morcovii se pot mândri cu o concentrație ridicată de caroten, mai mică decât cea a păstârnacului, dar clar mai accesibilă. Toate fructele din familia citricelor opun îmbătrânirea ochilor deoarece conțin suficient de mult antioxidant activ, cum ar fi acidul ascorbic. Gălbenușul de ou este campion în ceea ce privește conținutul de luteină și ar trebui să fie inclus în dieta celor care suferă de tulburări de vedere.
Ciocolată întunecată, care are cel puțin 75% cacao, conține flavonoide, care au un efect pozitiv asupra fibrelor structurale a corneii și întăresc pereții vaselor de sânge, care furnizează nutriție ochiului. Afinele negre și căpșunile negre, datorită atocianinelor care dau fructelor culoarea întunecată, sunt foarte benefice pentru vedere. Ele întăresc retina și păstrează integritatea pereților vaselor, ajutând la refacerea vederii nocturne. Spanacul și alte plante verzi, sursă de minerale, ajută la menținerea sănătății ochilor și împotriva îmbătrânirii. Orice leguminoase susțin sănătatea ochilor datorită conținutului de zinc, necesar pentru prevenirea schimbărilor legate de vârstă și pentru creșterea puterii de apărare locale, precum și pentru a ajuta la absorpția mai bună a vitaminelor solubile în grăsime, dintre care pentru ochi sunt foarte importante vitaminele A și E. Scrieți-ne în comentarii pe care dintre produsele enumerate le utilizați. Cum să ajutați ochii cu mijloace naturale? În afară de faptul că ar trebui să se utilizeze în regimul alimentar produsele enumerate pentru a reduce posibilitatea de boli oculare și a îmbunătăți starea lor. Dar dacă există deja probleme, se poate folosi și suplimentar la mâncare infuzii și decocturi din componente naturale. Pentru a ajuta ochii în condiții de casă se folosește sucul făcut din amestecul de 30 de grame de ciocorie, morcov, pătrunjel, țelină. Acest suc se bea o dată pe zi. Pentru pregătirea sucului de ciocorie se iau tije proaspete, iar pentru celelalte legume, rădăcinile plantelor. De asemenea, pătrunjelul. Rădăcinile plantei trebuie spălate și măcinate într-o mașină de tocat carne. Apoi se adaugă la pasta obținută aceeași cantitate de miere și aceeași cantitate de suc de lămâie. Se ia înainte de masă de 3 ori pe zi cu o linguriță la masa de prânz. Suc de morcov cu miere. Sucul de morcov trebuie să fie proaspăt stors, iar mierea din acest an nesecurată. La 100 de ml de suc, o linguriță de miere. Urzica. Mai ales plantele din primele luni de primăvară sunt foarte utile. Acestea pot fi adăugate la salate sau la primele mese, făcute cu prăjituri cu urzică sau mâncate proaspete. Dar înainte de toate trebuie tăiată pentru a evita părțile iritante. Decoctul din fructele de ienupăr. Preparat dintr-o lingură de fructe de ienupăr la un pahar de apă și lăsat să stea peste noapte într-un termos. Și în final, câteva sfaturi despre cum să menții o bună vedere. Pentru a normaliza presiunea intraoculară, clătiți ochii cu un ceai de aloie, preparat dintr-un pahar de apă și 4 frunze tăiate, fierte, timp de 5 minute. Pentru a elimina oboseala și a reduce consecințele unei traume, aplicați o compresă din cartofi cruzi rași. Conținutul rezultat poate fi înfășurat în hârtie și aplicat pe ochi. Dacă ochii se umezesc și vederea se poate deteriora gradual, beți în cursul zilei un pahar de apă în care a fost amestecată o lingură de oțet de miere făcută acasă. În cazul apariției inflamației la pleoape, conjunctivitei sau sclerei, ungeți pleoapele superioare cu miere diluată, 1:1, cu apă înainte de culcare. Acest lucru va îmbunătăți circulația sângelui și va calma structurile ochilor inflamați. Așezați-le pe pleoapele superioare când ochii sunt închiși și țineți-le 15-20 de minute, încercând să vă relaxați. Pentru a preveni deteriorarea vederii, puteți îmbunătăți claritatea și acuitatea vederii prin intermediul produselor simple și a remediilor populare. Dacă îmbunătățirea nu apare, consultați un oftalmolog și efectuați un examen pentru a determina cauza simptomelor. Poate fi necesară utilizarea unor medicamente speciale sau chiar o terapie chirurgicală. Rămâneți sănătoși și distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră, iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!